Nu știu câte bucurii și momente de liniște are următoarea noastră invitată, însă suntem tare bucuroși să o salutăm în această dimineață pe Doina Danielean, jurnalistă și influencer. Bună dimineața. Și bine ai ajuns la noi! Bine m-am găsit! Cum a fost această dimineață pentru tine? Ca o avalanșă! Pentru că acum suntem în proces de încetare alăptării și micuța e foarte atașată de mine și fără mine trezirea dimineața și culcarea seara e foarte nevoioasă. Deci pentru cine nu te cunosc, ești mămică fericită, a doi copii, unul care are 2 ani și 5 luni. Să ție sănătoși. Mulțumesc. Deci, Doina, tu ești influencer și eu nu o să mă tem de acest cuvânt, o să-l spun cu încredere, pentru că te urmărește foarte multă lume și vrei nu vrei, îi influențezi, îi inspiri într-un anumit fel. Cum te face pe tine asta să te simți? Nu întotdeauna bine, dar cel mai des bine, pentru că simt că pot schimba gândirea, pot schimba viziunea unor oameni care mă urmăresc zi de zi și pot să le schimb starea de spirit. Foarte mulți oameni îmi scriu după ce apar eu mai senină, mai veselă pe story, cu o glumă de dimineață sau cu copiii mei împreună, că uite, mi-ai schimbat ziua. Am început cam prost ziua asta, dar datorită acestui video a devenit mai frumoasă. În același timp îmi dau seama că tot ce spun eu cumva trebuie să fie foarte bine verificat, foarte bine argumentat și foarte bine gândit înainte de a fi postat, pentru că de ceea ce postez eu, într-o oarecare măsură, poate depinde viața cuiva, starea cuiva și alegerile pe care le face zi de zi în viață. Exact în acest context vreau să vorbim despre faptul că tu ai o voce care este auzită. Și anume atunci când ai făcut la un moment dat apel către urmăritoarele tale ca să meargă să facă testul Babeș Papanicolau, mai ales că asta a fost pentru tine ceva personal. Cum te-ai simțit când ai fost nevoită să împărtășești acest lucru? Până în 2020 ăsta a fost doar secretul meu, acea etapă a vieții prin care am trecut și apoi am descoperit cu stupoare că prin acea etapă au trecut foarte multe femei din țara noastră și trec zi de zi. Acum chiar statisticile sunt înfiorătoare. În fiecare zi cel puțin o femeie descoperă că are cancer de col uterin și la fiecare 3 zile una moare. Deci zilele astea am auzit aceste statistici și m-au înfiorat. Am ajuns la un moment în care trebuie să vorbim fiecare dintre noi cu femeile dragi din viața noastră despre acest test, să meargă să testeze. Dacă la timpul potrivit nu am putut să vaccinăm, să prevenim, măcar să depistăm precoce, așa cum am făcut-o eu dintr-o pură întâmplare. Și pentru că asta mi-a salvat mie viața, peste câțiva ani după ce am depășit acea etapă, am decis să vorbesc despre asta. Am început printr-un interviu în care am povestit toată istoria mea și am îndemnat toate doamnele să meargă să facă testul și toți domnii, toți bărbații să își îndemne femeile din viața lor să meargă să facă acest test. Este esențial să înțelegem că acest test este unica metodă prin care femeile din țara noastră care nu au fost vaccinate, pentru că nu exista vaccinul în acea perioadă când ele aveau acea vârstă în care se pot încadra, să meargă să facă acest test, să descopere precoce. Și tratamentul poate fi ușor și șansele la viață sunt mai multe atunci când descoperi într-o fază timpurie. Deci tu spui că absolut întâmplător. Nu ai avut niciun simptom, dureri deloc. Și este important ca lumea să știe că nu este obligatoriu să simți ceva dacă ești bolnav. Nu, acest tip de cancer și ca și multe alte tipuri de cancer stau acolo și mocnesc în liniște și nici măcar nu-ți dă un semn, un simptom, ceva. Mai ales cancerul de col uterin, pentru că știm noi, femeile nu simt durere în acea perioadă până nu devine în stadiul 4. Este esențial să luăm ca pe o măsură, ca o faptă care o facem pentru noi în fiecare an sau în fiecare 3 ani, dacă suntem absolut sănătoase, și să mergem să avem grijă de noi. E ca și cum ai merge și ți-ai spălat dinții în fiecare dimineață. E obiceiul tău sănătos pe care îl faci pentru tine. Uite, așa faci din acest test. Pentru mine, la un moment dat, după ce am urmat acel tratament, acel test era făcut în fiecare 3 luni. Deci eu în fiecare 3 luni mergeam și făceam acel test, o timp de un an jumătate, după care la fiecare 6 luni și după care în fiecare an. Și îl iau ca pe o metodă de a ne salva viețile noi, femeile din Republica Moldova.
De ce spun asta? Pentru că noi nu am avut în copilăria noastră disponibil acest vaccin anti-HPV, virusul care cauzează cancerul, și acum, când îl avem disponibil, foarte multe doze se aruncă pentru că ies din termenul folosite. De valabilitate și nu sunt folosite pentru că mamele sunt sceptice. Dacă mama mea ar fi existat vaccinul și mama mea ar fi fost sceptică, probabil că în acel moment în care am descoperit că am ajuns în faza 1 de cancer cu col uterin, aș fi mers și aș fi învinuită. Pentru că e o decizie pe care o luăm noi mamele pentru fetițele noastre și băieței noștri, și cel mai mult mă bucură faptul că și la noi a început să se vorbească despre o vaccinare mai târzie. Pentru că eu am administrat acest vaccin în Belgia după ce am urmat tratamentul și după ce a fost eliminat virusul HPV din corpul meu. L-am administrat pentru genotipările pe care eu nu le-am avut și l-am administrat la 26 de ani. Deja destul. Da. Când se recomandă de la 21. Da. Hai să clarificăm. Deci nu se recomandă la noi în țară până la 21, dar se recomandă de la 9, 10 ani, 11, când începe ciclul menstrual. Și noi știm că ciclul menstrual începe mai devreme deja la fetițe. Da, deja mult mai devreme. Dar voiam să clarific faptul că nu este un test dureros. Nu este nimic complicat. Nu. Durează 5 minute, este un pic de disconfort și o mică sângerare posibil după preluarea acelor țesuturi, pentru că se preiau țesuturi. Și atât. Da, și atât. Au fost după asta alți influenceri care au abordat aceeași temă? Nu știu. Nu prea. Au fost Maria Marian, am văzut, am fost la ea la emisiune. Nu prea am observat. Puțin, da. De ce crezi că nu s-a abordat această temă? Nu te-a susținut nimeni? Pentru că avem noi, moldovenii, o chestie care se numește până nu mă doare pe mine, nu mă doare pentru alții. Și din păcate așa și este. Eu am trecut prin asta și tocmai de aia mă afectează și de aia și vorbesc. Din păcate, noi nu vorbim și nu ieșim să vorbim până când nu ne atinge nimijlocit pe noi. E destul de dificil să știi să abordezi subiecte sociale, inclusiv și despre virusul HPV și despre cancerul de col uterin, fără să fii atins de acestea. Pentru că mulți oameni pot să-ți sară în cap că tu nu ai fost acolo, tu nu știi ce e asta și tu nu știi despre ce vorbești. Ceea ce în cazul meu nu are cum să fie. Da, din păcate la noi societatea și urmăritorii nu sunt doar cei care te urcă în ceruri și te laudă și te, cumva îți spun că l-ai motivat, l-ai inspirat. Nu, sunt și oameni care îți sar în cap că tu nu ai fost acolo, nu ai trăit aia, de ce vorbești? La mine este un argument dur și forte. Eu am fost acolo, eu am văzut ce înseamnă asta. Cei care nu cred în acest tip de cancer și în acest tip de virus HPV, le recomand să meargă să facă o vizită la Institutul Oncologic de la noi din Chișinău și să vadă câte femei ajung acolo prea târziu. După această perioadă neagră din viața ta a urmat una mult mai luminoasă. Ai devenit mămică pentru a doua oară, ai o familie foarte frumoasă pentru care te felicit. Mulțumesc. Cum te simți atunci când îți vezi bucuria în față, o ții în mâini? Deseori îmi vine să mă pișc, să realizez că asta e realitatea mea, pentru că atunci când treceam prin acele momente și când mi se spunea că nu, tu nu o să mai reușești să faci copii, că noi trebuie să scoatem colul uterin, uterul, trebuie să întreprindem aceste măsuri ca să te salvăm, și până la urmă am urmat un tratament în Belgia care medicul de acolo mi-a zis, ține minte, în 5 ani tu o să fii însărcinată și o să naști. Așa și-a fost. Profet. Bine că la mine cumva perioada aia în care treceam prin boală era și o perioadă foarte grea pe plan familial. Am trecut printr-un divorț și Dumnezeu mi-a dat a doua șansă la fericire. Important este să știi că meriți acea a doua șansă și să o iai, să nu te rușinezi. E important să deschizi ușa la momentul potrivit și să o deschizi pentru omul potrivit. Eu presupun că multe urmăritoare ți-au mulțumit pentru faptul în care le-ai încurajat să aibă grijă de sănătatea lor. Da. Și pentru valorile pe care le transmiți. Eu am foarte multe femei cu care pot să mă laud că au mers și au făcut pap testul și au descoperit la timp
atât HPV-ul, cât și unele, din păcate, au descoperit și cancerul de col uterin la timp, dar, din fericire, au reușit și au tratat cu bine. Inclusiv am și acum mesaje de la persoane care descoperă că au HPV sau că, din păcate, trebuie să meargă să facă un tratament și mă întreabă unde ai mers, cum ai făcut, zi-mi și mie. Vreau să spun că atunci, în 2015-2016, nu erau posibilitățile care sunt acum în Republica Moldova. Deci tratamentul care l-am făcut eu atunci peste hotare, acum e posibil să-l faci la noi acasă, fără să mai mergi peste hotare, fără să mai ai cheltuieli impresionante. Este un lucru îmbucurător, fenomenal, că la noi există un centru de screening care e împrăștiat prin toată țara cu medici ginecologi care sunt în stare să lupte alături de femeile care descoperă că au cancerul de col uterin. Le ghidează de la început până la final și le fac bine și le pun pe picioare. Noi am avut și un proiect împreună cu doamna Diana Văluță și centrul de screening și toți medicii de acolo. Am făcut o cină cu femeile care au depistat la timp cancerul de col uterin și l-au tratat și sunt bine și multe dintre ele erau și cu copii și una dintre ele era și însărcinată și este apropo din același oraș cu mine și eu nici măcar nu am bănuit că ea a trecut prin aceeași dramă prin care am trecut eu. Și când am văzut însărcinată acolo la acea masă a supraviețuitorilor, nu m-am întrebat-o, și tu? Și i-a zis, da, Doina, și eu. Și am urmat tratamentul cu iată, cu medicul cu tare și eu sunt bine și sunt însărcinată. Și am avut momentul ăla în care la o masă au stat supraviețuitoarele și la masa de alături au stat îngerilor păzitori, medicii, alături de care au luptat, care au făcut un parteneriat cu ele și au luptat pentru viață. Deci a fost fenomenal. Îmi doresc să se repete acest proiect pentru ca femeile să prindă curaj, pentru că asta le-am spus și acelor femei. Ele au devenit, prin faptul că au supraviețuit și au venit la acea masă, au devenit un fel de ambasadoare ca să meargă în comunitatea lor, în familia lor, în mahala lor, să vorbească cu grupuri de femei și să le povestească experiența lor și să le îndemne să meargă să facă acest test. El se face gratuit, el se oferă de către statul nostru gratuit la policlinică. Trebuie doar să vă pese, să vă gândiți la voi măcar o clipă și să mergeți să faceți acest test. Și oricum, e mult mai ușor să treci prin greutăți atunci când știi că nu ești singur. Exact, exact. Atunci când ai un partener de încredere, atunci când știi că există un tratament și în țara ta, că nu trebuie să pleci peste hotare de una singură și să lupți acolo printre străini. E pur și simplu îmbucurător că există o mică inițiativă, că există medici care își dau interesul și că există medici care luptă alături de pacientele lor pentru un succes. Doina, noi pe parcursul emisiunii noastre mereu încercăm să aducem publicului la cunoștință persoane care să îi inspire, și anume femei. Femei care se bucură de multe roluri, și mamă, și gospodină, și soție, și în plan profesional sunt foarte realizate. Cum ție îți reușește să îmbini toate aceste roluri? Am impresia că de-a lungul anilor le-am combinat foarte bine între ele, astfel încât pot să le fac pe mai multe simultan. Evident că am o rutină ca și orice femeie. Dimineața pregătesc copiii de școală, de grădiniță. Mă ajută foarte mult și soțul. Are un rol extraordinar în asta că eu să reușesc. Mă ajută și cu gătitul, mă ajută și cu spălatul, și curățenia, și cu copiii. Și în același timp și eu îl susțin în activitatea lui cât pot. Dar să fie influencerul care sunt eu în ritmul meu de viață, e ușor, abia în momentul în care ai reușit să combini munca și acasă, munca și în oraș, munca și cu copiii spre creșă. Cum îmi spunea cineva în glumă când am să nasc, tu ai venit să naști sau ai venit să lucrezi? Și zic, amândouă. Pentru că am mers să nasc la o clinică cu care aveam contract. Respectiv, am mers la muncă. Adică, cumva am reușit acasă când gătesc. Gătesc o rețetă, o filmez, o postez. Deci, de aici gătesc pentru familia mea, de aici o filmez și o postez, îmi fac conținut pentru pagina mea. Dar ce fel de conținut este mai apreciat la tine pe pagină? Cel mai apreciat conținut este cel natural, firesc. Așa. Da, iată, chiar alaltă ieri am fost cu părinții. De fapt, trebuia să luăm o cină la ei acasă. Și am decis să mergem. Mama zice, dar vreau, uite ce zi frumoasă, e soare, mâine o să vină ploile. Hai să mergem în pădure.
Deci noi am mers în pădure să luăm cină, am luat mâncare, am pus-o în mașină, ne-a ridicat, pădurea este chiar în vecinătate, este pădurea copilăriei mele și mergeam cu fiul meu și îi povesteam, uite, în copilărie copacul ăsta era copacul meu. Deci avea o linie roșie pe el, eu l-am însemnat, e copacul meu. Dar tu asta în copilărie ta n-ai avut. Deci, mama, hai să alegem un copac pentru mine. Noi am mers, am stat, țânțarii foarte răutăcioși. Ne-au mușcat din cap până în picioare, cred că să-și văd pișcăturile pe noi toți. Dar, în schimb, eram atât de fericiți că noi am aprins focul. Noi am stat la o măsuță bine, că acolo e o zonă amenajată în pădure. Și am stat în pădure și am admirat apusul și am luat cina acolo. Deci am filmat asta și am arătat la mine pe pagină. Și asta a mers atât de bine. Deci oamenii de peste hotare, diaspora noastră, îmi spuneau, Doamne, cât de mult aș vrea și eu să merg la casa părintească, să-mi iau părinții, să mă ridic în pădurea de lângă casă. Adică ceea ce le trezește oamenilor, emoțiile lor absolut firești, pe care ei le-au trăit cândva în copilărie și iată eu le trăiesc și le arăt pe story, asta prinde cel mai mult. Cum eu gătesc în bucătăria mea? Ce gătesc? Cum gătesc pas cu pas? Cum fac activități cu copiii mei? La fel, este foarte preferat de oameni. Deci ceea ce trăim în mod firesc zi de zi și arătat în rețelele de socializare, anume aceeași prinde, pentru că se regăsesc foarte mulți oameni în acele momente. Am înțeles, Doina, îți mulțumim foarte mult pentru că ai fost alături de noi în această dimineață și te mai așteptăm. Cu mare drag! Mulțumim tare mult!